Bună ziua, bine ați venit la Business On Air. Discutăm astăzi despre dezvoltare regională. Avem un program care se derulează de an bun, dar avem și câteva schimbări importante pentru anul acesta. Discutăm despre toate împreună cu domnul Vasile Asandei, este directorul general al ADR Nord-Est. Bună ziua, domnule Asandei, vă mulțumesc pentru prezență. Bună ziua și eu vă mulțumesc pentru invitație. Așadar, v-aș ruga să plecăm un pic cu o mică istorie așa, acestui program de dezvoltare regională. Cum l-ați văzut dumneavoastră în ultimii ani și o să vă rog să ne spuneți și semnificația acestui an 2023, știm că este important, apoi să trecem și către noul program, dacă îl putem numi așa. Da, programul Operațiunea Regională în formatul lui clasic, ca să spun așa, adică un program național care era gestionat de un minister, în speță Ministerul Dezvoltării Regionale, care pe parcurs a avut mai multe denumiri în calitate de autoritate de management și ADR-urile în calitate de organisme intermediare, deci era un program național. A fost în exercițiul 2007-2013 și în exercițiul 2014-2020. Este un program care, în general, s-a adresat mediului urban și mediului de afaceri din regiuni. A finanțat tot felul de infrastructuri. Sumele au variat între, spunem, 6 și 11 miliarde de euro la nivelul unui exercițiu financiar. Acum ne aflăm în ultimele luni ale programului 2014, Program Operațional Regional 2014-2020. Este o perioadă foarte intensă pentru noi, pentru că, din păcate, acest exercițiu 2014-2020 a început cu întârziere. Programul operațional regional al României a fost aprobat în 2015, însă sistemul de management și control și, practic, tot procesul a început în mod real în ultima parte a anului 2016. Deci aproape 3 ani, 2 ani și jumătate au fost pierduți atunci la început. Acum suntem în acel T plus 3, nu, domnule Da, Asandre, nu? N plus 3, da. Suntem în așa numită perioadă N plus 3. Asta înseamnă că proiectele pot fi implementate 3 ani după finalizarea exercițiului propriu-zis, când am zis exercițiul 2014-2020. În acest exercițiu, la nivelul țării, a fost o sumă alocată de 6,25 miliarde de euro din Fondul European de Dezvoltare Regională. La aceasta s-a adăugat cofinanțarea națională și s-a ajuns pe la 8,2 miliarde de euro. Însă, pe parcursul derulării lui, a existat acest proces de supracontractare. Asta înseamnă că, de exemplu, pe o axă, să spunem, axa 10, care a fost dedicată învățământului, în general, educației, au fost contractate toate proiectele depuse. Asta înseamnă că au fost contracte cu de cam de 6 ori mai multe ca valoare decât suma alocată. Acest proces de supracontractare are, pe de o parte, scopul de a asigura accesarea, absorpția tuturor banilor alocați României, adică punem mai multe proiecte acolo și dacă unele cad din diverse motive sau apar cheltuieli care nu sunt eligibile, să avem cu ce înlocui. Însă în Asta e acest partea bună, că vrem să partea avem bună. absorpție de 100% cumva să ne ducem. Exact. Însă, în cazul ăsta în care supracontractarea a fost atât de mare, bineînțeles că trebuie suportat de la bugetul de stat, pentru că beneficiarii care au contractat acele proiecte au tot dreptul să le implementeze. Și este vorba de un efort al bugetului de stat de a suporta această sumă, care a crescut cam cu vreo 3 miliarde de euro, a ajuns undeva pe la peste 11 miliarde de euro alocați programului. Programul Operațional Regional 2014-2020 a avut un impact important asupra întregii țări. Dacă ne uităm, aproape peste tot în România se văd siglele Regio, care înseamnă proiecte finanțate din acest program. Au fost finanțate școli și, în general, zone de educație, de la învățământul preuniversitar, primar, gimnazial, învățământul universitar. Au fost finanțate spitale, ambulatorii, unități de primiri urgențe, au fost finanțate centre sociale, au fost finanțate drumuri județene, au fost finanțate firme private, au fost finanțate niște proiecte mai complexe pentru autorității urbane, în care s-au finanțat și șosele, drumuri,
Orășenești și alte unități de alte zone de investiții, cum ar fi grădinițe, școli sau alte investiții în zona socială. Obiective turistice și culturale am văzut, nu? Obiective turistice, de fapt, au fost finanțate obiective de patrimoniu, patrimoniu cultural care s-a încadrat în anumite categorii, de exemplu patrimoniu înscris în patrimoniu UNESCO sau de tip A, unitățile de patrimoniu de tip A au fost finanțate din cadrul programului operațional regional și aici este o particularitate, să spunem, în regiunea de nord-est a României, după cum știți, avem multe asemenea unități de patrimoniu, am accesat în proporție de aproape 200% linia respectivă de finanțare și s-a văzut și pe parcurs că au fost date în folosință diverse asemenea unități, chiar mănăstiri, muzee, alte centre de acest tip. Deci o paletă destul de largă de investiții în zona de infrastructură. De asemenea au fost adresate și mediului privat. Au existat în regiunea noastră, cred că undeva în jur de 700-800 de firme private care au beneficiat de finanțare pentru capacități de producție, servicii, pentru echipamente, utilaje și așa mai departe. Cum spuneam, suntem pe finalul acestui exercițiu. Finalul, domnule Asante, înseamnă de fapt că anul acesta este ultimul și vă rog să mă corectați dacă nu spun eu bine. Înțelegem că ar trebui finalizate toate lucrările care au început, pentru că altfel e o problemă cu banii, nu? Am putea să nu primim finanțarea de la Comisia Europeană? Da, este o problemă pentru că încheiindu-se exercițiul financiar, inclusiv această perioadă de prelungire, cum ar veni, N plus 3, cum am spus, asta înseamnă că după 31 decembrie 2023 nu se mai poate obține niciun euro din programul operațional regional, chiar dacă ei nu au fost cheltuiți. Să spunem că noi, din suma alocată, ne-a rămas 1 miliard de euro necheltuit. La 31 decembrie 2023, cade cortina, nu se mai pot folosi acei bani. Însă eu sper că, având în vedere ce am spus mai devreme, supracontractarea, nu va fi cazul să pierdem vreun euro din suma alocată programului operațional regional. Iar în ce privește proiectele, sunt mai multe situații pe care le pot avea. Eu chiar am înregistrat un podcast pe tema asta ca lumea să înțeleagă ce se întâmplă cu proiectele, pentru okay. că pot fi... Unde găsim podcastul, dacă tot ne-a spus? E pe site-ul ADR sau da, găsiți pe site-ul ADR și în general pe rețele, chiar și pe pagina mea, doar din dorința de a explica oamenilor ce se întâmplă, pentru că se văd proiecte care nu sunt terminate. Okay. Și aceste proiecte pot fi în mai multe categorii. Le exclude pe cele care se finalizează la sfârșitul acestui an, e situația fericită. Cele care nu se termină pot fi așa, proiecte etapizate. Asta înseamnă că în exercițiul 2014-2020 s-a făcut o parte, să spunem 80% din acel proiect sau 70%. Închidem acea parte, considerăm lucrările respective închise, finanțate și constituim o parte distinctă, o nouă etapă pe care o ducem în următorul exercițiu financiar 2021-2027. Aceste proiecte trebuie să îndeplinească cerințele noilor regulamente, pentru că pentru exercițiul 2021-2027 sunt alte regulamente cu alte cerințe în materie de mediu, de digitalizare și așa mai departe. Deci trebuie să îndeplinească acele cerințe și trebuie să mai aibă o condiție să fie implementate cel puțin în proporție de 5%, adică nu putem discuta de proiecte care n-au făcut nimic în exercițiul curent. Okay. Altă categorie de proiecte, deci astea sunt proiectele care pot fi etapizate și există în prezent, există și o ordonanță, numărul 33, dacă nu mă înșel, din 2023, care reglementează cum anume pot fi etapizate aceste proiecte și este o preocupare a noastră în acest moment, a întregului sistem, să vedem care sunt aceste proiecte și cum le putem etapiza. Apoi există o altă categorie numită proiecte nefinalizate. Aceste proiecte nefinalizate sunt cele care nu se încheie, nu se termină la sfârșitul anului curent, mai au puțin până ajunge la final, nu se pot etapiza din diverse motive. Fie nu există o linie de finanțare care să le poată prelua, fie nu îndeplinesc, nu știu, alte cerințe pentru exercițiul 21-27, acele proiecte trebuie obligatoriu să fie terminate, finalizate și puse în funcțiune pe banii beneficiarilor în cursul anului 2024.
Și mai este încă o categorie, proiecte nefuncționale, sunt proiectele care au o parte mai mare de executat, rămasă de executat, dar care de asemenea, din diverse motive, nu pot fi etapizate și acele pot fi terminate până în 2026 inclusiv, dar tot pe banii beneficiarului sau pe bani de la bugetul de stat sau din altă parte. Un singur lucru vreau să mai spun, în cazul în care aceste proiecte care nu sunt finalizate acum, din diverse motive, nu se finalizează în termenele pe care le-am precizat, riscul cel mai mare, dacă un proiect nu este finalizat, fie la sfârșitul anului viitor, fie până în 2026, așa cum am spus, deci riscul este ca beneficiarul să fie obligat să restituie întreaga sumă pentru care a primit-o pentru proiect. De ce? Pentru că Uniunea Europeană, în mod firesc, nu finanțează lucruri neterminate care nu au impact în societate. Ca să dăm un exemplu concret, dacă am finanțat o școală care n-a ajuns să fie gata, să fie folosită de elevi, beneficiarul respectiv trebuie să dea bani înapoi. Ori termină școala pe banii lui până, să spunem, la sfârșitul anului viitor sau până în 2026, dacă se încadrează în categoria respectivă, și o pune în funcțiune și elevii, comunitatea se bucură de ea, dacă nu se întâmplă asta, bani înapoi, pentru că nu finanțăm decât ceea ce are impact în societate și produce efecte pentru viața oamenilor. Este foarte bine că ne-ați dat toate aceste cazuri și le-ați disecat un pic. E bine să le știe toți beneficiarii, toți cei care lucrează, inclusiv publicul larg. Acum avem o imagine foarte clară, spune eu, asupra a ceea ce s-a întâmplat în 2014-2020, plus cei 3 ani de care vorbim. Doar să reamintim, suntem la Business On Air, împreună cu noi este astăzi invitat domnul Vasile Asandei, director general ADR Nord-Est. Am discutat până acum despre și ne-a prezentat domnul Asandei lucruri importante legate de exercițiul 2014-2020. Trecem la 2021-2027, domnule Asandei? Da, exercițiul acesta care a început în 2021, dar care are și el întârzieri, după cum vedeți, suntem în 2023 deja, are niște specificități. Și anume, în primul rând, acest program operațional regional de care am vorbit s-a împărțit în 8 programe regionale. Deci nu mai există un singur program operațional regional la nivel de țară, ci există 8 programe regionale la nivelul fiecărei regiuni. Și autoritatea de management pentru fiecare din aceste programe regionale este Agenția pentru Dezvoltare Regională. Deci fiecare agenție pentru dezvoltare regională, în cazul nostru Agenția Nord-Est, gestionează în calitate de autoritate de management. Ce înseamnă asta? Înseamnă că răspunderea directă în fața Comisiei Europene, dreptul și obligația de a scrie programul, de a-l gestiona, de a-l implementa, revine Agenției pentru Dezvoltare Regională. Desigur, în contextul legislativ, normativ, european și național. Aceasta este primul lucru important pentru noi. Apoi, la nivel european... Mai spunem că acest lucru a fost salutat, din câte am vorbit eu, deși de consultanți și de beneficiari, ei se bucură de faptul că avem acest tip de descentralizare, ba chiar spun că în foarte multe cazuri, în majoritatea cazurilor, lucrează cu profesioniști de la ADR-uri. Nu e vorba numai de Nord-Est și acolo e la fel, dar e vorba de toată țara. Dar vreau să vă continuați ideea, era doar o completare. Da. Și în această... De ce a fost nevoie? Poate că e bine să facem o scurtă paranteză și să spunem de ce să împărțim un program național în 8 programe regionale. În primul rând, pentru că un program regional este mult mai bine adaptat nevoilor, cerințelor, oportunităților de la nivelul unei regiuni și stabilește niște lucruri specifice față de un program național care stabilește pentru întreaga țară și este aproape imposibil să se adapteze nevoilor din fiecare regiune. Al doilea lucru important este pentru că se scurtează lanțul de decizie. Dacă la ADR este responsabilitatea, acolo se ia decizia, de la ADR până la beneficiar distanța este mai scurtă și nu trebuie să treacă prin ADR să ajungă la minister, urmând că acolo se ia deciziile. Și desigur, și vă rog să ne iertați lipsa de modestie, dar ADR-urile sunt niște instituții care de 23-24 de ani, iată 24 de ani, avem de când suntem înființați, lucrând în acest domeniu, s-a creat un corp de profesioniști, suntem circa 1600 de oameni, cele 8 agenții pentru dezvoltare regională, care am învățat, ne-am perfecționat, am înțeles cum să facem lucrurile și este firesc că acum să se producă acest proces de descentralizare
Și aș mai adăuga ceva, un concept la care țin și pe care l-am exprimat în mai multe rânduri. Trebuie să continue această descentralizare cu transferul cât mai aproape de locul în care se întâmplă proiectele, atât a deciziei cât și a responsabilității. Ce vreau să spun cu asta? Dacă noi acum suntem în postura de autoritate de management, mai departe beneficiarii noștri, autoritățile locale, primării, consiliul județene, universități, chiar și privații, devin și ei mai implicați, mai responsabili, trebuie să știe să-și facă strategii, trebuie să știe să-și preia responsabilitatea de a gestiona aceste proiecte și nu doar să urmeze niște instrucțiuni ale cuiva. Va dispărea ceea ce eram noi până acum, organism intermediar, care era un organism care lucra mai în detaliu cu beneficiarul și atunci își asum, au și dreptul să lucreze la planificare, programare, gestionarea proiectului, dar au și responsabilitatea să le implementeze. Își asumă în mod direct. Și asta cred că este un lucru foarte important, care duce către o altă idee, că în România trebuie să creștem capacitatea instituțiilor în general, să știe să gândească, să planifice, să programeze, să implementeze, să monitorizeze proiecte care sunt corelate între ele și care aduc un plus de calitate vieții noastre. De acord. Bun. Ce aveți la ADR Nord-Est în acest moment? Adică mă refer la care sunt liniile directoare, poate și știu că sunt și o serie întreagă de apeluri, nu de apeluri, ci de proiecte puse în dezbatere publică. Înainte de asta aș vrea să mai fac o mică precizare. Ziceam că la nivel european există niște schimbări în acest exercițiu. Sunt noile regulamente, legile europene care gestionează, care reglementează perioada 2021-2027 și aici sunt niște noutăți, și anume concentrările tematice. Europa spune așa, în perioada aceasta de programare 2021-2027 trebuie să ne concentrăm pe niște obiective mari. Unul din aceste obiective este creșterea competitivității, a cercetării, a inovării, creșterea competitivității în general în competiție cu celelalte blocuri mari din lume, cu America, cu China și așa mai departe. Și din acest motiv, în regulament scrie că suntem obligați să alocăm cel puțin 25% din bani pe această zonă. Competitivitate, inovare, cercetare, digitalizare, transfer tehnologic, specializare inteligentă. Apoi un alt obiectiv major de politici, și acesta este obiectivul numărul 1 de politici al Uniunii Europene. Un alt, se cheamă o Europa mai competitivă, mai inovativă. Un alt obiectiv, al doilea obiectiv de politici al Uniunii Europene, care se regăsește în regulament, este o Europa mai verde. Și suntem obligați prin regulament să alocăm cel puțin 30%, în cazul nostru vom aloca 38% din banii de care dispunem, pe zona de eficiență energetică, energie verde și tot ce înseamnă Europa verde. Un al treilea obiectiv se numește o Europa mai conectată și se referă la conectivitatea hard și conectivitatea soft, să spunem. Conectivitatea hard înseamnă căi ferate, șosele, drumuri, județene și așa mai departe, iar conectivitatea asta virtuală, conectivitatea la internet. Mai există un obiectiv care se cheamă o Europa mai socială și acel obiectiv este finanțat din Fondul Social European, care se referă în general la grupurile defavorizate, la aspectele sociale și există o finanțare consistentă și pentru ele. Și ultimul obiectiv, o Europa mai aproape de cetățeni, care se referă la dezvoltarea urbană, la dezvoltarea comunităților. Și aici există, mă rog, multe lucruri specifice, nu e cazul să intrăm în detalii, dar am vrut să fac acest tablou pentru a înțelege de ce, spre exemplu, noi alocăm relativ mulți bani pe zona de cercetare, inovare, specializare inteligentă, transfer tehnologic și ar putea ca cineva să întrebe de ce nu alocați bani pentru drumuri, că sunt foarte necesare drumurile și nu avem suficiente. În primul rând, sunt obiectivele europene la care vor exact. Trebuie neapărat să ne raliem, suntem obligați de aceste legi europene care se cheamă regulamente să facem așa ceva. Revenind la programul regional Nord-Est, este un program care are o valoare totală de 1,75 miliarde de euro. A fost aprobat anul trecut, deci a fost un proces de negociere cu Comisia Europeană, l-am scris, l-am negociat și a fost aprobat.
Apoi, mai departe, s-au constituit cadrul instituțional pentru gestionarea acestui program și poate este util de știut. De asemenea, am făcut un podcast în care am încercat să explicăm toată lumea asta de dincolo de apelurile de proiecte, că e bine să înțelegem. Suntem, fac o mică paranteză, suntem la jumătatea anului 2023, încă nu s-au lansat apelurile de proiecte și cineva poate să întrebe, da, bun, ce faceți acolo? De ce nu lansați odată apelurile astea de proiecte? Ori, ca să lansăm apelurile de proiecte, este nevoie să fie acest cadru instituțional pus la punct. Spre exemplu, avem ceea ce se cheamă un comitet de monitorizare a programului, un organism partenerial în care diversi actori de la nivel local, național și european vin, analizează, aprobă criteriile pe baza cărora, spre exemplu, sunt selectate proiectele, aprobă modificările de program și așa mai departe. Un alt aspect foarte important este sistemul informatic. Nu în această perioadă niciun proiect nu se mai face pe hârtie, se face în format digital. Și ca să fie, este un sistem național, se cheamă MySmith, cei care sunt implicați în proces știu foarte bine, iar acest sistem informatic, din păcate, n-a putut fi gata la timp. El abia acum este într-o fază de pregătire, lansare pe module. S-a lansat teoretic în mai 2023, dar modulul de depunere a cererii de finanțare, să spunem că e gata, dar modulul de evaluare nu este încă gata, modulul de contractare de asemenea nu este gata. Deci depindem de acest sistem. Nouă fiindu-ne interzis să facem altfel, să lansăm pe alte sisteme informatice decât în sistem MySmith. Însă acestea sunt doar două din elementele care sunt externe muncii noastre efective, dar de care depindem pentru lansarea. De care depindeți, da, corect. De care depindem. Cât privește... Avem 4 minute, vă rog, sintetizați. Da, foarte scurt ce vom finanța. Vom finanța, avem 8 priorități de intervenție în programul nostru. Vom finanța, în primul rând, ce spuneam, zona de cercetare, inovare, transfer tehnologic, specializare inteligentă, în care intră, exact așa cum se aude, cercetarea, inovarea, dar intră și partea de competitivitate. Chiar acum avem în dezbatere ghiduri pentru micro-întreprinderi care vor putea obține o finanțare de până în 200.000 de euro, apoi vor putea, alte întreprinderi vor putea obține finanțare pentru digitalizare. A doua prioritate importantă este cea de digitalizare atât a administrației publice cât și a firmelor private și acolo de asemenea sunt mulți bani puși în joc. Vom avea o prioritate pentru drumuri județene, iată, va fi în continuare posibil să finanțăm drumuri județene. Se vor putea finanța lucrări de eficiență energetică în clădiri publice și în ansambluri de locuințe. De asemenea, transportul public urban, eficient și verde, va putea fi finanțat. Vom finanța mai departe școli și grădinițe și învățământul universitar. Vom finanța dezvoltarea urbană. În continuare vor putea fi finanțate aceste monumente istorice, dar într-un context care aduce dezvoltare în orașul respectiv, nu doar monumentul în sine. Și trebuie să mai precizez că nu vom finanța nimic din zona de sănătate, pentru că până acum programul operațional regional a finanțat și spitale, centre de primire urgență și așa mai departe. Nu vom finanța nimic din această zonă, pentru că există un program special, programul operațional de sănătate, pe care tot noi îl vom gestiona de data asta în calitate de organism intermediar, deci vom avea o echipă care va gestiona exclusiv zona de sănătate, deci toate investițiile din sănătate se vor regăsi acolo. În perioada următoare vor fi lansate, sunt deja lansate o parte din ghidurile solicitanților în dezbatere publică. Îi invit pe ascultători, pe privitori să urmărească mijloacele noastre de comunicare și acolo vor găsi toate detaliile. Bun, întrebarea de final e pe care cred că vă adresează toată lumea, domnule Asande, este când vor fi apelurile lansate, măcar primele apeluri, în această toamnă, cu siguranță, sau nu? Bineînțeles, bineînțeles. Da? Vom începe din luna august deja să lansăm apeluri, ghiduri în consultare, cum am spus, depunerea efectivă de proiecte se va putea face din septembrie pentru micro-întreprinderi, pentru firmele care vor să se digitalizeze, municipiile reședințe de județ, toate astea și drumurile județene se vor lansa în acest an. Deci până la sfârșitul anului, circa 800 de milioane de euro vor fi puse în operă. Nu-mi rămâne decât să vă mulțumesc, să invit pe ascultătorii noștri și cei care ne privesc pe Facebook să urmărească podcasturile dumneavoastră, chiar insist, e bine că ați făcut apel la ele, dar să urmărească și site-ul agenției pe care o conduceți, ADR Nord-Est.
Eu vă mulțumesc încă o dată pentru prezență și pentru aceste informații foarte clare. Sigur, vom rămâne în legătură și vom mai discuta pe modul în care se derulează acest program. Mulțumesc, Vasile Sandei, director general ADR Nord-Est, a fost alături de noi. Ați ascultat Business On Air. Eu sunt Constantin Rudnitski și vă invit, ca de obicei, să rămâneți pe RFI. Vă doresc toate cele bune!